Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Cineva mi-a mai făcut un diss track, mi l-a dat mai devreme pe Discord. Hai să vedem cum este acest minunat diss track pe care mi l-a și dat. Derulat că de ce nu? Ok. Văd direct aici Chromie Gay. Pare interesant. Dă-mă la capăt. Acest diss track este un pamflet, precum care era la Ovidiu. A început bine din start. Filmează. Dacă chiar el cântă la chitară acum, nici nu se vede că e playback, dar dacă chiar cântă el de așa la chitară, bravo lui. Încep cum vrea pula mea. Clar cântă el live așa. Ia, scurez de un lucru. A, n-apare link-ul. Da, ziceam că instrumentalul o fi făcut de el, dar după voce, dublajul e genial. Nu cum vrea urechea ta și de asemenea să-mi bag una în cariera ta. Dacă zic că îți dau muie cu chilu, tu vii să cumperi, e de bine copilul. Vai de capul meu, a băgat și voce de aia dublată. Dă-mi distrecul ăsta, deja e mai bun că e, fără, că e cu vocea, nu cu vocea la Google Translate. Și acolo frumos, Chromie Gay. Ăsta da distrec. Ovidiu. Bă, și așa playback cu chitara. Nu știu cum pot să facă. Mă provoca să o fac, să vă dau și vouă distrec. E gay, cretin și prost. Și n-are server de CS că n-are bani de host. Face și rima bună. O să zic direct, te rog, nu te supăra. Piesa asta e un paflet ca și cariera ta. Cum a zis și la începutul clipului. Rămânând pe vibe, îmi bag pula în gura ta. Scriu cam multe versuri care conțin pula. Dacă ocazia asta zic, hai la. Ce? Bă, dar ce playback bun face aici. Copilul e prost, n-are nici bacul. La ce față are, nu m-aș mira să meargă la colinda cu sacul. Merg acum la colindat, eu. Bă, nu voi să te corectez. Merg la colindat cu rucsacul, chiar dacă nu se vede. Ar intra pe geam și nu m-aș mira să zică. Vă zic o poezie, pula mea e mică. Imagine să-i treacă unul pe geala mea să zică, vezi că ai pula mică. Așa că ai de ales între ceva și ceva. Ori îmi dai banii, ori cuțit în burta ta. Bă, deci, ce dracul avea, mă? No, ori îmi dai banii, ori un cuțit în burta ta. Deci îmi place, animerii foarte bine cu versurile. Ovidiu e gay, cretin și prost. Și n-are server de CS că n-are bani de host. O să zic direct, te rog, nu te supăra. Piesa asta e un paflet ca și cariera ta. Rămânând pe vibe, îmi bag pula în gura ta. Scriu cam multe versuri care conțin pula. Dacă ocazia asta zic, hai la. Hai la sau cum? Și că face videouri de calitate. Da, am o întrebare. Unde s-a alea, frate? S-a luat. Ale de aici. Ce, nu le vezi? Eu le văd. De Shormel, dar n-a realizat că ăla e un copil. Ce-i de Shormel? Întrebare, unde s-a alea, frate? S-a luat de Shormel, dar n-a realizat. Bă, voi vedeți că lui s-a rupt o coardă? Vedeți că are aici o coardă lipsă? Că ăla e un... Dar nu știu să pun pauză. Un copil. Se văd aici, a? Uite și tu. Deci, aici vine alea subțire și aici e mai groasă și lipsește aici o coardă. Chiar două. Bă, diuză, ce fă, băi, rup coardele la chitară? Copil slobozic castrat. Să nu mai zic că să înțelegi ce-i acolo. De Shormel, dar n-a realizat că ăla e un copil slobozic castrat. Da, trebuie să scrii de Shormel, de ce nu? Să nu mai zic cât e de frustrat când a văzut că l-a înjurat, apoi l-a banat. Recunoaște, bă, că ești prost, că m-am plictisit deja să-ți fac rost. Am înțeles. Frumos distrecu. Are 5 minute clipul. 4 minute. Hai că merge, nu e prea scurt. Să pun de dracu mor să aruncă în cruc. Acolo. Nu știu cu dracu a nimerit ăsta, așa că acum și mi l-a făcut. Fapt, acum și am văzut o mesajul. Treci, mă. Așa, am găsit puțin lux acolo. Bun. Are rost să zic ceva? Deci, mi-a plăcut. Tot așa cu refren. A cântat-o el de data asta. A făcut playback la chitara aia cu coardele rupte. Versurile are? Nu le are. Eu v-am să-i dea inimioare în obișnuință-l ăsta. Oh, cât au vorbit ăștia aici. Bun, băi, vă las link-ul în descriere de la distrecul lui Kixom, ăsta mi-a mai făcut și meme-uri. Nu știu când postez asta, acum e luni, poate o pun vineri, habar n-am. Cine mai face funny moments-uri și distrecuri și fan art-uri și roast-uri? Să-mi face și roast, nu neapărat distrec în formă de când.
să face și roast de la gen roast cu rost sau habar n-am, cu făcut ăștia roastul lui Velea, roastul lui Marian Godină, Vimei. Mă rog. Cam atât. 5 minute așa să nu fie prea scurt. Vă aștept cu noi, creații din partea voastră și eu o să vi le apreciez. O notă să-i dau? Da, frate. Pentru că ai tricou cu Slim Not îți dau 10. Hai. Ciao, les.